L-am primit, a fost unul pozitiv. După care a luat un vas cu nisip și l-a răsturnat în vas. Și nisipul, de asemenea, și-a făcut loc și printre pietrele mai mari și printre pietrele mai mici. Deși aparent, vasul se trebuie. După aceea, a luat o sticlă de apă minerală. Și-a răsturnat-o în vas. Și afară și-a făcut loc și printre pietrele mari, și printre pietrele mici, și printre risipi. Ce vreau să spună profesorul? În viață, ca și în borul de aici, sunt lucruri foarte importante. Ele erau reprezentate de pietrele mari. Familia, școala, cariera. Sunt și lucruri mai puțin importante care își fac loc în viața noastră. Cele erau reprezentate aici de pietricelele mai mici. Și sunt și lucruri mărunte și foarte mărunte care și ele își fac loc în viața noastră. Și pe deasupra ne rămâne timp și pentru un pahar de apă minerală. Sau pentru cel mult un pahar de bere. Vă mulțumesc foarte mult! Salut pe domnul academician Andrei Cuzulea,
îi mulțumesc lui Dumnezeu că a existat și că a lăsat în această universitate urme foarte profunde. Mulțumesc domnului profesor Șengăceanu și tuturor celor pe care poate nu i-am văzut în sala noastră de astăzi. Stimați invitați, vă adresez rugămintea să luați cuvântul, domnule președinte, vă rog. E ca mai prezint cum fac o fundație.